Bună ziua, domnilor consilieri, domnule primar, invitat domnul director la școală în Comuna Orbeni. Astăzi, pe ordinea de zi, avem de dezbătut 10 puncte. Începem punctul 1. Raport de informare privind situația școlilor din Comuna Orbeni, județul Bacău, la începutul anului școlar, prezintă domnul director, secretarul Gheorghe Silvia. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiatorul Marco Vapoșlache. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în satul Orbeni, Scurta, străzile Dos Orbeni, Biserica Cioca, consolidare pod Chiorcea, Scurta, construire pod Sumănaru, satul Orbeni, construire pod Albert, satul Orbeni, construire pod Damian, sat Scurta, construire pod Uzicaru, sat Scurta, Comuna Orbeni. Inițiator Popa Costache. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în satul Orbeni, Scurta, străzile Tarna, Luizi, Brutării, Petriș, Viilor, drumul național 1631, Nicolae Negri, Sarcânilor, Luminii, Grigore, Bădârcă, Șipote, Păinești, Cucovei și construit de pod Biserica Nouă și Bradul din Comuna Orbeni, ținător primar, domnul Popa Costache. Țarna Luizilor. Țarna Luizilor. Nu există așa să. E, a dat un accent așa. Lăsați-mi de la Luizi Cărugăra, ne-am învățat toți, sunt primăriți. Am dus Luiz, regionalist. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice economici pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului local, drumul 250 și drumul regional 158, și consolidare pod Vadu Chiriții în Comuna Orbeni, ținător primar Popa Costache. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în satul Orbeni, și Scurta, construirea pod punctul Bistrița, Capela Domnului Maicii Domnului, în satul Orbeni, Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator domnul Popa Costache. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectiv de investiții, modernizare drumului de interes local, strada școlii și realizare pod punctul Butoi, Bonțuri, în satul Scurta, Comuna Orbeni, Bostul Bacău, inițiator, primar. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de către Comisia de Evaluare a Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă a Comunei Orbeni, în cadrul secție CRAVESA și aprobarea planului de măsuri în vederea îndeplinirii cerințelor pentru preluare și administrare și exploatare de către operator SG CRAVESA. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru firmarea și difuzarea integrală a ședințelor Consiliului Local Orbeni și a evenimentelor culturale organizate în Comuna Orbeni de Zubacor. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea demărării procedurilor de realizare a obiectivului de investiții, amenajare curte interioare școală numărul 3 Scurta, din sat Scurta, Comuna Orbeni. Aceasta este ordinea de zi. Pentru început, dăm citire procesului Găzban la ședința anterioară. Da, domnul secretar, răspund. Vă rog aminte, o să dau citire procesului verbal după ce îl las pe domnul director să-și prezinte raportul. Mulțumesc frumos, încerc scuze, sunt așa și într-o priză de timp, pentru că avem și noi ședințele proprii și cele de la inspectorat. Aș vrea să prezint un raport privind starea școlii gimnaziale numărul 1 Orbeni, la începutul anului școlar 2021-2022. Și să discutăm un pic în mare și situația burselor școlare, pentru că trebuie să luăm o decizie și în acest sens. Am mai discutat și cu domnul primar, sper să ajungem la un consens și o să vă prezentăm imediat situația. Am început cu un citat din Comenius, școala să nu fie nimic altceva decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze toți în propria lor practică adevărul că învățăm pe alții, ne învățăm pe noi înșine. Pornind de la acest citat, am realizat cât de importante sunt investițiile în domeniul educativ, iar școala gimnazială numărul 1 Orbeni a dispus de câteva investiții semnificative în ultimii ani, investiții realizate de către primăria Orbeni și cu sprijinul Consiliului Local Orbeni.
La școala gimnazială numărul 1 s-a realizat realizarea curtei interioare și împrejmuire de către Primăria Orbeni în anul 2021. La inaugurarea din 8 septembrie 2021 au participat numeroși elevi și părinți, aceștia elevii meritoși ai școlii fiind și premiați, alături de aceștia fiind domnul primar Costache Popa și invitați de seamă, oameni care au înțeles că au rădăcini adânci în comuna dumneavoastră, domnul deputat Costel Nicolae Dunava și domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea. Această clădire, din informațiile culese, a fost construită în 1975 și a fost reabilitată termic în anul 2015. Este dotată cu camere de supraveghere din anul 2019. La grădința numărul 1 Orbeni a fost construită în perioada 2019-2020 printr-un proiect PNDL 2 și este dotată la rândul său cu sistem de supraveghere. Sala de sport este recepționată în anul 2020, lucrare realizată tot de Primăria Orbeni prin fondul CNI. Școala gimnazială numărul 1 Spurta, obiectiv realizat în anul 2016, dotată cu sistem de supraveghere, finanțat de Primăria Orbeni. Grădinița numărul 1 Spurta, clădirea în curs de construire pentru un proiect PNDL 2, realizat de Primăria Orbeni. La școala gimnazială numărul 3 Spurta, cum am și discutat cu un primar, mai sunt mici rectificări. Clădirea este realizată prin proiect PNDL 2 de către Primăria Orbeni, recepționată în anul 2020, dotată tot cu sistem de supraveghere. La școala primară numărul 3 Scurt ar fi necesară pavarea curții pentru a referi elevilor condiții optime și sigure și pentru a completa aspectul interior modern generat de investițiile realizate în anul 2020. Aș încheia tot. Mulțumim Primăriei și Consiliului pentru sprijinul acordat școlii. Sperăm să avem cât mai în continuare să ne bazăm pe sprijinul Primăriei și al Consiliului Local, pentru că, din păcate, fondurile noastre proprii nu sunt suficiente și clar că avem nevoie și de sprijinul de comunității și al primăriei. Sper din toată inima să ajungem la un consens și în privința burselor școlare, pentru că este un subiect lăsat un pic așa deoparte de ceilalți directori pe care eu aș vrea să-l rezolv în mandatul meu. Și aș încheia pentru un citat, educația este cea mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe, spune asta Aristotel. Apoi, situația burselor, în mare o să prezint, am și discutat, am lăsat și o adresă către primărie. Bursele școlare trebuie acordate conform criteriilor Ordinului 5576 din anul 2011 și pe baza hotărârii 1064 din 4 decembrie 2020, care stabilește cuantumul minim la suma de 100 de lei. I-am spus, pentru lunile ianuarie-august 2021 se încadrează în criteriile impuse un număr de 70 de elevi pentru bursele sociale și aici avem problemă cu pentru bursele de merit și aici avem problemă cu bursele sociale, trebuie să discutăm un pic, să vedem. Eu am propus un număr, așa este corect, școala trebuie să propună, dar primăria este cea care stabilește numărul și cuantumul burselor, conform numărului ordinului numărul 5576, articolul 4 al numărul 2. Trebuie să vedem un pic situația dosarelor legată de bursele acestea sociale. Nu știu exact dacă mai sunt valabile anchetele sociale. Eu fac tot ce depinde de mine pentru că acești copii, inclusiv cei meritoși, inclusiv cei care se încadrează în criterii sociale, să beneficieze de aceste burse. Eu am propus primăriei numărul, dar primăria Orbeni este cea care va decide exact cât numărul și cuantum al fiecărei burse. Și începând cu septembrie 2021, estimăm că numărul acesta va crește. Și de asta trebuie să fim un pic atenți la buget sau, nu știu, să vedem dacă se mai pot aduce anumite rectificări bugetului de bursă. Cam aceasta este situația. O să o discutăm și pe cifre, clar, cu doamna contabil sau domnul contabil al instituției și o să vedem, să ajungem la un consens, dar trebuie să ne mișcăm rapid pentru că timpul trece și ne trezim cu situația că noi deja în decembrie trebuie să găsim o cale să acordăm bursele școlare pentru următorul semestru și nu vrem să ajungem în situația în care n-am reușit până cel târziu în octombrie să reușim să le dăm. Pentru că ar fi păcat, pentru că primăria a dispus de o sumă, avem 52.000 de lei din partea primăriei, doar că trebuie stabilit printr-o hotărâre de Consiliul Local, dumneavoastră decideți, cuantumul și numărul burselor. Eu am propus astăzi, am discutat un pic cu domnul secretar, am explicat situația. Dar știți cum e, eu sunt aici numit de către inspectorat pentru a
pentru a susține școala, pentru a încuraja elevii și cei meritoși și cei care sunt în criterii sociale, dar trebuie să ne gândim mereu și la un buget. Și atunci, bugetul, în limita bugetului, eu sper să obținem cât mai multe burse. Și acesta este punctul meu de vedere. Acum nu știu. Punctul primăriei rămâne să-l aflăm. Eu am încercat să prezint. Și doresc în continuare investiții în favoarea școlii, pentru că infrastructura există, poate fi îmbunătățită și în ultimii ani, într-adevăr, s-au investit destul de mult în sistemul educativ al comunei dumneavoastră și ar fi bine să continuăm pe aceeași linie. Cel puțin așa văd eu situația. Și cât sunt aici, încerc să existe un liant între noi și primărie și să existe o colaborare pentru beneficiul școlii. Dar eu sunt aici numit doar pentru a face bine copiilor și a susține punctul de vedere al angajaților mei și al copiilor din școala pe care o reprezint, din punct de vedere legal. Da, vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări sau... O să vă mai întreb eu așa, pot cunosc situația, dar e bine să cunoască și Consiliul Local, raportat la ceea ce înseamnă școala, la deschiderea anului școlar. Dacă au fost probleme, dacă sunt probleme... La deschiderea anului școlar am reușit, înțeles chiar după mulți ani, să ajungem chiar la toate cele trei școli. Am fost și la școala numărul 1 Orbeni și la școala Scurtea 1 și la școala primară numărul 3. Alături de noi au venit reprezentanții comunității, printre care șeful de post, domnul Panaite, Alin, și părinții fiecărei parohii. Au fost copiii au primit cu entuziasm începerea acestui an școlar. Bine, suntem sub acest context pandemic și avem și noi mari emoții, sperăm să continuăm fizic. Toată lumea își dorește acest lucru. Și noi încercăm să le oferim condițiile cele mai bune pentru ca ei să evolueze din punct de vedere intelectual și intelectual și emoțional. Că trebuie să ne ocupăm și de latura emoțională. Nu doar trebuie să magazinăm, să le oferim să magazineze copiii cunoștințe, încercăm și emoțional să fie niște adulți armonios crescuți sau niște personalități, să devină niște personalități de seamă ale comunei dumneavoastră. Da. Nu ce este punctul, v-am spus. Marea mea rugăminte și doreanță este să rezolvăm cumva cu aceste, încercăm să găsim o cale, să rezolvăm cât mai rapid cu aceste burse școlare, pentru că este păcat, suma este alocată și riscăm să ajungem într-un anumit blocaj, pentru că nu s-a luat o decizie la momentul potrivit și trebuie luat. Da, după cum ați precizat, suma respectivă de 520 de milioane vechi, alocată de către Consiliul Local, provenit din două surse. Ministerul de Finanțe și bugetul local. Ele trebuiau, cei drept, trebuiau parcuși pașii ca până astăzi, împreună cu școala, să fi fost acordate bursele respective. Corect. Aici, acum, eu o să studiem cu atenție și actul normativ care prevede și reglementează lucrul ăsta, să vedem dacă se poate întâmpla ceva retroactiv. Pentru că noi, dacă astăzi, sau în ședința următoare, vom aproba acel regulament de atribuire a sumelor pentru cele două categorii de burse, raportat și la bugetul care este alocat, în cont că suntem undeva aproape de finalul anului și cu siguranță problema banului va fi o problemă. Dar am întreprins azi demersuri în baza notificărilor venite de la școală către Prefectura Bacău, pentru că ni s-au cerut și nouă situație, să raportăm cheltuieli urgente care ar fi necesare până la finele acestui an. Pe lângă ceea ce sperăm că vom primi, noi discutăm pe ce avem. Corect. Eu m-am raportat și când m-am dat estimarea, m-am raportat la suma pe care avem în momentul de față. E posibil să nu avem o anumită sumă, dar trebuie să discutăm de cifrele exacte. Pentru că v-am spus, dacă nu s-au acordat, deocamdată discutăm de ceea ce avem și să încercăm să le dăm. Până la prezentarea regulamentului și supusă aprobării Consiliului Local, cu siguranță că vom mai avea întâlniri și cu colegii dumneavoastră și cu ai noștri, să ne punem de comun acord și să propunem Consiliul Local modul în care banii vor fi... Da, da. Și noi prin Consiliul de Administrație, până la urmă, Consiliul de Administrație al școlii, vor lua o decizie în privința criteriilor de acordare acestor burse, ca să nu ne trezim. Normal, legea spune clar, între 8,50 și 10. Dar trebuie să ne gândim un pic și la
banii pe care îi avem la dispoziție. Și atunci o să vedem. Noi o să venim cu criteriile noastre, o să explicăm și să vedem. Întâi ce quantum și ce număr puteți dumneavoastră stabili. Cu siguranță vă găsesc o soluție, că trebuia problema să rezolvată. Trebuia rezolvată de multă vreme, dar s-a întâmplat. S-a întâmplat și nu s-a rezolvat. Dar până mai căutăm cauze, căutăm soluții. Total de acord. Asta e, trebuie să ne mișcăm rapid, pentru că riscăm accesele, chiar dacă dumneavoastră ați acordat o anumită sumă, că acea sumă se rămână undeva blocată, dacă nu ne mișcăm mai rapid. Este prima discuție care avem pe subiectul ăsta, de la alocarea sumei, și asta s-a făcut, cred că, în bugetul inițial, care are ceva vreme de când s-a aprobat, da. Și nimeni nu a mișcat un deget. Da, nici că ar trebui făcut într-un fel. Trebuiau făcute niște demersuri și din partea școlii, și din partea primăriei. Ceva s-a întâmplat, acum nu mai contează. Suntem aici fiecare. Dar ne bucurăm totuși până una peste alta, că anul școlar a început, zic eu, în condiții optimiste. Sperăm să nu fim nevoiți prin apariția cazurilor de COVID-19, ca școala să fie ca și activitate blocată, în sensul că prezența fizică o să fie întreruptă și o să înceapă. Da, online. Deocamdată suntem în afara pericolului ăsta, dar Dumnezeu știe ce o să mai întâmple mâine. Da, ne bucurăm. Incidența a fost undeva la 1,52 săptămâna trecută. Bine, erau scăzut. Scad. Deja au ieșit parte din ei, că au mai fost câțiva oameni carantinați care au fost suspectați de COVID-19. N-au fost cazuri nici multe, nici periculoase, dar au fost găsiți pozitiv. Au respectat regulile care trebuiau respectate. Și astăzi, dacă nu cred, suntem sub 1 sau la următoarea evaluare, când va avea loc, vom primi exact raportul de la DSE. Da, de la noi primim. Vom vedea exact oficial, așa, degeaba vorbim. Sperăm să fie totul bine, pentru că și noi și copiii, cred că toată lumea își dorește să continuăm fizic, pentru că educația... Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră, ca să nu mai ținem pe domnul doctor. Și ar fi propunerea noastră pentru modalitatea de burse. Quantum și care ar fi propunerea dumneavoastră? Nu, eu pot să vă zic doar suma minimă stabilită prin această hotărâre. Eu nu stabilesc quantum. Suma minimă este de 100 de lei. 100 de lei, suma minimă prin... Iar totul o să raportează la cele categorii care vor beneficia. Și o să ne gândim bine, că știți ce se întâmplă? Pe zona asta socială au fost fel și fel de ajutoare venite către familiile respective, indiferent că au copii la școală, că nu au copii la școală. Dar cei care au copii la școală au beneficiat. Vom cântări bine lucrurile, deși și la sugestia domnului director, trebuie să nu uităm și să avem mare grijă de cei care chiar muncesc și care obțin rezultate. Da, părerea mea că prioritate au bursele de merit. Nu înseamnă că trebuie să ne grijăm bursele sociale, să nu credeți că nu sunt importante și acelea, dar trebuie să ne gândim în cifre, cu ce priorități pornim și ce stabilim. Deci, raportat la sumele care le avem disponibile. Da, asta e, raportat la sumele. Deocamdată plecăm de la acea sumă deja alocată de 520.000 de lei. 52.000 de lei. Am spus, așa ar trebui să avem vreo 130 doar în perioada aceasta, până în, deci bursele se vor aloca în două perioade, din ianuarie până în august și din septembrie până în decembrie. Sunt două perioade. Din ianuarie până în august beneficiază anumite clase, conform legii. Din septembrie în decembrie, din septembrie până în decembrie, trebuie să luăm calcul alte criterii. Și atunci trebuie să fim atenți, pentru că gândiți-vă că doar acum vorbim de cel puțin 130 de burse. Și sunt destul de multe, dacă ar fi să respectăm toate criteriile. Dar vedem. Noi suntem optimiști, am înțeles că ați mai trimis o rectificare în privința aceasta? Am solicitat. Am solicitat. Vedem. O să discutăm când avem exact cifra pe masă și o să vedem ce putem face la momentul respectiv. Eu, ca școală, trebuie să am un consiliu de administrație prin care se stabilește și criteriile școlii. Și de acolo, domnul primar, împreună cu dumneavoastră, trebuie să ne ofere o hotărâre a consiliului local privind contumul și numărul burselor de merit și social. Deci, scuze, nu știu dacă am de ce mai vedem. Da, bine, analizul vom face împreună și decizia da. Va fi luată după ce o să fie supusă și atenție consiliului. Da, dacă mai sunt alte discuții. Dacă mai aveți întrebări legate de școală, eu aici sunt doar reprezentantul școlii, nu știu problemele comunității, acestea le rezolvați noastră pe parcurs.
dar eu încerc să fac tot ce mai bine pentru școală și în scurtul, în acest scurt timp pe care l-am la dispoziție, să încerc să mișc lucrurile într-o anumită direcție, în sens pozitiv, sper. Spuneți. Vă urăm bun venit, domnule director, mă sunt în comunității noastre, adresându-vă rugămința, vă dați cu prezența dumneavoastră, calitatea actului educativ să crească, iar în cadrul activităților școlare să se dea o exactă pentru educarea copilului, pentru un universal activității școlare și nici de cum ora exactă în sport sau în alte activități care nu au legătură cu actul educațional. Succes! Mulțumesc! Să auzim mai bine! Din toată inima să exact, sau de ce lucruri frumoase despre școala numărul 1 avem, activități vor fi, proiecte vor fi, eu am discutat și cu toate cadrele didactice, trebuie să ne implicăm și pe partea aceasta normal activ și să avem rezultate cât mai frumoase prin copiii acestei comuni. Și în activități școlare și extra școlare. Contează foarte mult să fie niște cetățeni activi, viitor cetățeni ai dumneavoastră, ai comunității. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, succes. Mulțumesc frumos. O zi bună și multă sănătate. Să rămâne. Da, vedeți dumneavoastră. Mai discutăm. Cer scuze că și la noi sunt fel de fel de situații, lucruri de rezolvat. O să discutăm. Stabilim exact ce putem face să ajungem un consens. Vă mulțumesc frumos. O zi bună. Sănătate la zi. Bun. Să ne continuăm treaba. Continui și vă dau la citire procesului verbal al ședinței Consiliului Local Urban din data de 31 august 2021. Astăzi, 31 august 2021, are loc început cu ora 12 și cu desfășurare în sala de ședințe a Primăriei Comunei Urban din satul Urban, strada Luz 978. Ședința Consiliului Local Urban unde vor fi supuse analize și dezbaterii proiectelor din de zi aferent cu participarea tuturor consilierilor locali. În deschiderea ședinței de astăzi are cuvântul președintele de ședință care dă citire proiectului ordinii de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Urban numărul 26 din 29.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Urban Județul Bacău de către Consiliul Local Urban, inițiator primar Popa Costache. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Urban Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea concesionării suprafeței de 515.108 metri pătrați situat în punctul Văcărie, inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenții, se supune la vot proiectul ordinii de zi în forma prezentată, se votează în unanimitate pentru materialul în această formă. Are cuvântul secretarul general al Comunei Urban Județul Bacău, care informează consilierii cu privire la faptul că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, alte documente aferente și avizele celor trei comisii de specialitate. Are cuvântul secretarul general al Comunei Urban Județul Bacău, care decide procesului verbal al ședinței anterioare. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 26 din 29.11.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Urban Județul Bacău de către Consiliul Local Urban, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Urban Județul Bacău, care decide materialului aferent. Domnul președinte de ședință solicită citirea rapoartelor de avizare de către fiecare președinte. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Urban Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Urban Județul Bacău, care dă citire materialului aferent. Domnul președinte de ședință solicită citirea rapoartelor de avizare de către fiecare președinte, se solicită intervenții. Are cuvântul domnul Fantu Rerel. Este foarte bine că se face această actualizare, dar nu trebuie uitate și investiție care sincer a fi făcute în această zonă. O zonă foarte frumoasă, cum este Valea Oarbei, care are un potențial care trebuie exploatat. Are cuvântul primarul Comunei Urban. Astăzi avem în vedere strict o operațiune de inventariere. Are cuvântul secretarul Comunei Urban Județul Bacău, care dă citire suprafețelor de pășune pe drumuri, măsurate cât și acelor cuprinse în documentele de la nivelul anului 1990,
Se solicită noi intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot material, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea concesionării suprafeței de 515.108 m2, situată în punctul Văcăriei, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Bejnițul Bacău, care dă citire materialului aferent. Domnul președinte de ședință solicită citirea rapoartelor de avizare de către fiecare președinte. Se solicită intervenții, are secretarul Comunei Orbeni, care dă citire materialului aferent. Se solicită noi intervenții. Domnul Molaru Dan Constantin întreabă, suprafața este cerută ca un tot unitar? Are cuvântul secretarul Comunei Orbeni, care răspunde, da, pentru toată suprafața este făcută această solicitare ca un întreg. Domnul Molaru Dan Constantin, eu mă refeream și la celelalte lucruri de baltă, care ar trebui să fie concesionate. Are cuvântul primarul Comunei Orbeni. O parte din ele sunt concesionate la data actuală, iar pentru celelalte nu și-a manifestat nimeni, până în prezent, intenția de a reconcesiona. Interesul firește este de a reconcesiona pentru a trage fonduri la bugetul local și da, o luăm ca temă. Se solicită noi intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează materialul în forma prezentată, astfel, 12 consilieri pentru o abținere din partea domnului Dan Moral Constantin, președintele de ședință declară închise lucrările prezentei ședințe. Imaginea materialului prezentat de domnul secretar, dacă avem solicită cineva să ia cuvântul. Supunem la proces. Eu aș vrea să vă întreb dacă vă aveți alocat un timp pentru discuții la subiectul cu ordine de zi și dacă mai sunt înscrieri din partea altor colegi, vreau să știu ca să mă pot pronunța la solicitări. Care dorește să ia cuvântul, poate să ia aveți un timp alocat? Timpul alocat, din punct de vedere cât doriți dumneavoastră să discutați. Deci nu este alocat niciun timp, deci ce timp. Da, legat de proiectul de ordine de zi. Vreau să discuți din urmă în care am dat. Păi dacă le aveți prea multe, stăm aici. Proiectul în 10 minute. Am vrut doar să vă demonstrez că nu m-ați citit niciodată codul administrativ. Da, mulțumesc. Legat de proiectul ordine de zi. În calitate de președinte al Comisiei Juridice, cu tot respectul pentru administrație, îmi cer scuze, nu am avut timp efectiv să particip la ședința cu comisiei, nu am avut timp să studiez materialele, pentru că mi-au fost trimise doar ieri, o parte prin e-mail, restul nu. E un pic cam stufoasă ordinea de zi, 10 proiecte, pentru mine, cam mult. Nu pot să le duc. Am încercat de câteva luni să iau pe un curs. N-am reușit că sunt singur, din păcate, asta este. Așa au văzut oamenii, doar un de oameni au votat. Dar și cei care au votat cu majoritate în Consiliu ar trebui să gândească că acest Consiliu nu va rămâne veșnic. Vor dori alții să vină în acest Consiliu și să ajungă la ce? La ceea ce este astăzi? O mascaradă. Atât. Îmi cer scuze față de toți cei care m-au votat. Dar dacă se va mai continua așa, va trebui să-mi dau demisia. Pentru că alături, măcar în comisia din care fac parte, nu pot să mai fac față. Sunt prea singur. Asta e realitatea, așa au văzut oameni, n-am ce să fac. Nu pot să schimb asta acum. Din nefericire, nu pot să votez proiectul ordine de zi, cu toată, tot regretul față de munca de care s-a depus, e clar. S-o grămadă în proiectul ordine de zi. De urmare, și celelalte proiecte vor avea parte de acțiunea mea pentru proiect. Mulțumesc! Deci, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul Morar. Trecem la punctul 2 al ordinei de zi de astăzi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local
inițiator primatul Costache. Aveți cuvântul. Da, o să dau citire, referatul de aprobare, privind rectificarea bugetului de venit și cheltuiala urmației Orbeiu Tețul Falcău pentru luna septembrie 2021. În baza prevederilor legii 15 din 8-a 3-a 2021 a bugetului de stat, a legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completări ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completări ulterioare și completări așa, nota de fundamentare a compartimentului de venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri și cheltuieli aluate Orbeni va suporta următoarea rectificare. La partea de venituri, subvenția alocată din bugetul AFIR, cod 4331, 19,90 mii lei, finanțare prin programul de dezvoltare locală 2, sumă de 331 de mii lei, cote de falcate din impozitul pe venit, minus 28 mii lei, sume alocate din cote de falcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului locale, 34 mii lei, sume alocate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului locale, 83 mii lei. Total venitul 439,90 mii lei. Au fost repartizate pe capitole de cheltuieli după cum urmează. La capitolul 5102, autorități publice și acțiuni externe, capitolul bunuri și titlul bunuri și servicii, aliniatul 20-30-30, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 34,90 mii lei. Total capitolul 34,90 mii lei. De asemenea, la capitolul 61, Ordine Publică și Siguranță Națională, la titlul bunuri și servicii, a fost alocată suma de 0,20 mii lei pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, la aliniatul 20.01.30, și au fost reduse pe minus cu 25,70 mii lei la obiect de inventar. A fost alocată o sumă mai mare în faza inițială, ne-am cam luat în limita în care am reușit ceea ce a trebuit și suma am extras-o din acest capitol și am redirecționat-o către alte capitole unde eram voi. La partea de învățământ, capitolul 65-50, cheltuieli de capital, în urma recepției obiectivului de investiții amenajare curte interioară școală clasele 1-8 Orbeni, au rămas 11,50 mii lei. Au fost alocate către suma, către obiectivul de investiție reabilitare termică școala clasele 1-8 Orbeni, suma de 23,90 mii lei. De asemenea, către amenajare curte interioară școală primară numărul 3 Scurta, suma de 125 mii lei. Și 317 mii lei, suma alocată pentru obiectivul de investiții în curs de realizare, construire grădiniță cu 3 săli de grup în satul Scurta, Comuna Orbeni. Total capitol 454.040 lei. La capitolul sănătate s-au alocat suma de 14 mii lei pentru obiectivul de investiție reabilitare extindere și dotare dispensarul uman sat Scurta, sumă primită de la Ministerul Dezvoltării pentru decontarea situației de lucrări transmise în ceea ce privește dotarea obiectivului respectiv. Deci total capitol 14 mii lei. La capitolul Cultură, Recreere și Religie, pentru susținerea culturii, așa în baza cererii primite de la parohia 2 Scurta, bine, să solicita o sumă mai mare de bani, am reușit din ceea ce, din analiza pe care am făcut-o în cadrul bugetului, care capitolul, acolo unde economia a fost, alocăm suma de 3.000 de lei pentru a-și finaliza lucrările începute. La capitolul 6802, Asigurări și Asistență Socială, au fost suplimentate cheltuieli cu salarii la asistenți sociali, asistenți personal, 48,50 mii lei și la aliniatul 010202, norma de hrană, 18,10 mii lei. Total capitol 66,60 mii lei. Aici au apărut influențele astea pentru că în cursul anului numărul dosarilor de la categoria cheltuieli de personal, asistenți personal, fluctuează, scade, crește, funcție de cei care au probleme, care ies, care mai intră. La capitolul 7002, locuințe și servicii dezvoltare publică, s-a alocat suma de 10.000 de lei, aliniatul 20.02.00, reparații curente, întreținere și reparații. Total capitolul 10.000 lei. La protecția mediului, cheltuielile de capital, a fost diminuată suma de 125.000 de lei de la proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în comuna Orbeni Bacău.
capitolul 8402, drumuri și poduri, s-a suplimentat cu 7,50 mii lei, capitolul 41.01.30, alte active fixe, investiții. Total cheltuie 439,90 mii lei. Altfel spus, bugetul de venituri și cheltuieli anulate ordinar pentru anul 2021 la septembrie va avea următoarea formă. Venituri proprii pe total la 1.369,60 mii lei, repartizate în trimestre, trimestrul 1, 2, 3 și 4, în trimestrul 1, 249 de mii, în trimestrul 2, 633 de mii, în trimestrul 3, 456,60 mii lei și în trimestrul 4, 39 mii lei. Sumele debalcate din TVA, la totala sunt 3.643 mii lei totala, 1.074 de mii repartizate în trimestrul 1, în trimestrul 2, 736 de mii, în trimestrul 3, 1.069 de lei și în trimestrul 4, 714 mii lei. Cote defalcate din impozitul pe venit, 1.441 de mii lei pe total an, în trimestrul 1, 347,25 mii lei, în trimestrul 2, 347,25 mii lei, în trimestrul 3, 401,25 mii lei și în trimestrul 4, 345,25 mii lei. Subvenții de la alte administrații, de la alte nivele ale administrației publice locale, pe total 1.507 lei la 40 mii lei, repartizate de la finanțare PNDL, avem 1.414,60 mii lei, repartizate în trimestrul 1, 834,60 mii lei și în trimestrul 3, 580 de lei. AFIR, 26,30 mii lei pe totala, repartizate în trimestrul 3, 26,30 și la fondul de intervenție al guvernului, 60 mii lei pe totala, din toate repartizate în trimestrul 3. Total venituri ar fi 7.978,80 mii lei, repartizate în trimestrul 1, 2.511,85 mii lei, trimestrul 2, 1.766,25 mii lei, trimestrul 3, 2.587,45 mii lei și trimestrul 4, 1.113,25 mii lei. Total cheltuieli, 8.330,80 mii lei, repartizate în trimestrul 1, 2.475,125 mii lei, în trimestrul 2, 2.044,499, în trimestrul 3, 2.769,426 și în trimestrul 4, 1.041,75. Față de cele arătate mai sus, vă rog să analizați și să dispuneți emiterea unei bune hotărâri în vederea bunei desfășurări activităților atelierului. O să dau citire și proiectului de hotărâre. Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielile anulate comuna Oradea în septembrie 2021, în baza prevederilor legii numărul 273 din 2006, modificată și actualizată în 2011, legea numărul 15 din 8-a 3-a 2021 a bugetului de stat pe anul 2021, în baza articolului 129 aliniatul 1, aliniatul 2 și litera B și aliniatul 4 litera A și articolul 196 aliniatul 1 litera A din OUG numărul 57/2009 și codul administrativ, propune. Articolul 1. Se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, după cum urmează. Bugetul de venituri și cheltuieli va trebui pentru anul va avea următorul cuprins. Și cifrele pe care nu le mai dau citire, sunt aceleași cifre care le-am trimis, le-am citit din acord. Articolul 2. Se propune spre aprobare susținerea obiectivului de investiții amenajare curte interioră școală primară numărul 3 scurte cu suma de 125 mii lei. Și articolul 2. Se propune aprobarea actualizării și completării listei obiectivelor de investiții conform anexei 1 la prezenta. Articolul 3. Sumele înscrise în buget pentru anul 2021 vor avea bază legală de efectuarea acestora și vor fi stabilite priorități în agendarea cheltuielilor. Cam asta ar fi în linii mari rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la data de la luna septembrie 2021. Dacă sunt pe marginea materialului citit domn primar, privind rectificarea bugetului, dacă doriți să luați cuvânt. Nu știu dacă, după cum v-am mai spus, sunt... Un singur punct de vedere, sunt de acord cu propunerea domnului primar prin rectificarea bugetară, în condiția în care de la instituțiile abilitate ale statului, de Ministerul de Finanțe, Prefectură și al Educației, se vor direcționa sume pentru vostre rezervilor, suplimentarea de ce am prevăzut noi în buget, ar fi minunat
ca să mai dăm o mică rectificare dacă condițiile financiare ne vor permite pentru acordarea burselor elevii meritoși care ar mai fi necuprinși în situația prezentă. În rest, nimic. Mă iasă, dacă îmi permit informația, raportându-mă la analiza care a făcut-o directorul școlii, am înaintat-o către prefectură și Consiliul Local, așa cum s-o solicita, și în momentul în care să primim răspunsul, firește că o să informăm și Consiliul Local și școala atunci. Legat de asta, ceea ce e bine de știut, atenție, o să trebuiască să aprobăm, să adoptăm cât se poate de repede hotărâri prin care să stabilim acele criterii de acordare a burselor și acel quantum. Directorul, în toată expunerea dânsului, au avut în vedere calculul făcut pe minimul pe care ți le impune legea. Acel minimul care se acordă per elev, da? Bursii sociale, bursii de merit și dacă resursele financiare permit și alte categorii de bursii, firește. Dar e o chestiune urgentă și trebuie să o avem în vedere. Poate chiar și într-o ședință extraordinară. Sociale și de merit, alte categorii care avem. Mai sunt. Sunt mai multe tipuri, da. Sunt bursii de susținere, sunt elevi care îți învață foarte bine, nouă părinți, sunt familii monoparentale, sunt mai multe. Dar dacă vă ați din dintre bursii nu neapărat. Adică nu-i dau un milion pentru că ți-o l-am notat 10, vă la trebuie să asiguri poate și mâncare și cazare, că el n-ai pe nimeni acasă, știți? E bine, noi o să ne încă. În funcție de cifrele care o să le avem pe masă și ce o să stabilim un regulament, cum o să discutăm împreună după ce facem analiza și cu școala și o să ne vedem, firește, cât mai curând, ca să nu se întârzi nici perioada de acordare. Dacă școala făcea câțiva pași mai repede și erau mai mult interesați de treaba asta decât de unele altele, toate lucrurile s-au consumat și discuțiile nu mai aveau loc astăzi, dar în fine. Cert este că astăzi s-a transmis solicitarea la Minister, profitând de acea radiogramă transmisă din prefectură, dacă terminați vola 12, prin care s-a avut în vedere numărul total al elevilor, da? În ipoteza în care ei ar fi gen beneficiar, a cel puțin a uneia din cele două categorii de bursii. Ca sumă în completare a ceea ce Primăria și Ministerul Educației au dat deja, acei 52.000 de lei. Da. Să punem la vot punctul 2 de vot de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul Popa, vă rog, moral, da. Trecem la punctul 3 a ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și obiectivul de investiție. Modernizare drumului de interes local în satul Orbeni și Scurta, străzile de Orbeni, Biserica Cioca, consolidare pod Chiorcea, sat Scurta, construire pod Sumănaru, sat Orbeni, construire pod Albert, construire pod Damian, s-a scurta construit de pod Urzicaru, s-a scurta Comuna Orbeni de Țuvacou, comuna inițiator domnul primar Popa Costache. Aveți cuvântul. Dacă sunteți de acord, referentul de aprobare, așa cum a fost el gândit și construit, o să-l dau citire, dar în majoritatea situațiilor legate de cele 5 proiecte de hotărâre, cuprinde are același scop. Modernizarea și dezvoltarea comunei. Numai că nu puteau fi prinse toate străzile și podurile într-un singur pachet. Și am fost nevoiți să le punem de așa manieră încât să apară acele 5 proiecte. Deci așa să nu le cuprinde pe toate, dar le-am luat și noi pe cele care au fost, cred că, sunt la priorități. Urmează și restul, fără probleme. O să dau citire unui raport de aprobare denumirea străzilor din toate cele 5 proiecte ca dumneavoastră și cei care vor vedea de acasă să cunoască situația și după care să le supunem spre aprobare pe toate cele 5. Ca să nu citesc de 5 ori același lucru care are același scop, cum v-am mai spus. Doar cifrele diferă de la un proiect la alt, pentru că sunt alte străzi, alte măsurători, alte cantități, alte lucruri. De acord? Sunteți de acord așa? Da. Deci referat de aprobare cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cererilor de finanțare pentru obiectivul de investiții. 1. Modernizare drumului de interes local în satele Orbeni și Scurta pe străzile Dos Orbeni, Biserica Cioca, consolidare pod punct Chiorcea, sat Scurta, construire pod în punct Sumănaru, sat Orbeni, construire
pod punct Albert în satul Urbeni, construire pod punct Damian în satul Scurta, construire pod punct Urzicaru, sat Scurta, comuna Urbeni, județul Bacău. Celălalt ar fi modernizare drumuri de interes local în satele Urbeni și Scurta, pe străzi, Țarnă, Luzi, Brutărie, Pietriș, Viilor, plus de 1631, Nicolae Negri, Salcânilor, Luminii, Grigore Bădârcă și Podi Făinești, Pucovei și construire pod pe strada Pucovei, Biserica Alba, Biserica Nouă și strada Bradului, din comuna Urbeni cu satele, așa cum bine știți, Scurta și Urbeni. Al treilea proiect face referire la modernizare de drumuri locale, DR250 și DR158 și consolidare pod Vadu Chiriței din comuna Urbeni, podul din punctul Vadu Chiriței. Celălalt proiect face referire la modernizarea drumurilor de interes local în satele Urbeni și Scurta, construire pod în punctul Biserica, Capela Adormirii Maicii Domnului, în satul Urbeni, comuna Urbeni, și străzile, le-am enumerat aici ca să fie mai ușor, e vorba de strada Făinești, dar mai citit odată acolo e doar capătul care face racordul de la strada principală cu celelalte trei capete de uliță. Discuția asta am mai avut-o și când am aprobat demararea procedurilor. Și e vorba de un capăt de stradă care duce de la Inache Duhalma până Jăzic Nechita și celălalt care e pe uliță la deal acolo a Catrinei, una la Tudor Duhalma, una la Orișor Duhalma și una parte alaltă până pe la Duhalma Ilit sau ceva de genul ăsta, până undeva sus acolo. Așa, strada Chelmușești, strada Țățulești, strada Luzi, strada Gării, Coasta Mori, strada Biserica Talpă, Zanfirești, Unirii, construire pe așa cum am mai spus, la capela, la biserica, capela Domnului Maicii Domnului, Tineretului și Părului. Și celălalt proiect, numărul 5, care face același obiect de discuție, este aprobarea indicatorilor, așa cum am mai spus, modernizarea drumului de interes local, strada Școlii și realizare punct în punct loc 2, sat Scurt, acum în Orbeni. Am lăsat singur obiectiv aici, pe strada Școlii, pentru că e un obiectiv destul de delicat. E o problemă acolo, majoră, care, o să vedem ca și valoare, depășește cu mult unul din proiectele care cuprinde mai multe străzi. Și acolo e vorba de faptul că noi, împreună cu cei de la Abaseref, suntem doi proprietari pe strada. Regola care o vedeți dumneavoastră, așa cum o vedeți, care vine din pădure, este în administrarea și în inventarul celor de la SGA, respectiv Aba Siret. În momentul când ne-am dus să obținem carte funciară și extras pentru strada respectivă, ne-am împotorit de faptul că, așa după cum s-au măsurat, în ideea în care nu aveam cunoștință de subiectul ăsta, ne-am suprapus cu cei de la Aba și de la SGA. Sunt vreo 2-3 ani de zile de când tot purtăm discuții și la Aba Siret și la SGA și aici la Urbeni și la fața locului, să găsim o soluție ca strada respectivă să nu poată rămâne blocată din punctul ăsta de vedere, că se suprapun acolo doi proprietari. Și am găsit înțelegere, până la urmă, la cei de la Aba Siret, după ce ne-au adunat pe toți în câteva rânduri, raportat la obiectivul pe care noi încercăm să-l realizăm acolo, să creionăm că acum ar trebui să fie acea rigolă, pentru că în urma studiului hidrologic s-a constatat faptul că debitul de apă care ar trebui să vină în situația în care se va întâmpla un dezastru, ploi din astea puternice, ținând cont de așezarea zonei respective, să nu creeze probleme. Strada practic s-ar suprapune cu o albinii în față de rigola, cum să-i spun eu, șanțul ăla mare, mai românește așa, da, costă mai mult decât ceea ce înseamnă drumul. Drumul e doar o părticică din ceea ce înseamnă proiect, dar cea mai mare cheltuială, cea mai mare investiție se duce în zona aia, pentru că fiind foarte adânc și foarte larg, trebuie creată și căi de acces pentru toate proprietățile din zona. Și sunt cuprinse în proiect. Nu vă mai spun de anumite proprietăți care se suprapună oarecum și cu drumul. Că drumul a avut altă dimensiune cu ceva vreme urmă. Documentele spun altceva. Construcțiile s-au mai suprapus cu drum, care, ca să nu mai spun că am intrat în alții și în drum. Și acum, motivul pentru care proiectul ăsta, obiectivul ăsta este singur cuprins în ceea ce privește documentația tehnico-economică, are la bază ceea ce v-am spus. Cheltuielile sunt foarte mari. Sunt foarte mari. Aici, dar asta nu înseamnă că nu putem rezolva. Chiar azi am avut o discuție cu cei de la Aba Siret. Proiectantul, care ține foarte aproape cu cei de acolo, au făcut linia, au conturat un pic strada și canalul, rigola asta, sau cum să-i spun, ca să putem avea undă verde, ca în momentul când ne-au extras-o de carte funciară de la OCPI,
să nu se mai suprapună cu cei de la Sedia sau Oaba Siret, care sunt proprietari pe rigola aia, și să putem demara și proiectul ăsta. Deci s-au găsit o soluție, dar v-am zis, foarte costisitoare și foarte greu aia. Dar asta nu înseamnă că nu se poate. Deci arată foarte greu. Deci la prima vedere spune, că toată lumea se duce cu fel așa, că se face, că nu se face. El se va face, dar condițiile de realizare sunt foarte draconice, ca să nu fiu mai, să nu spun alte lucruri. Că nu-i simplu. E o stradă, dar îi apare așa aparent. Dar lucrurile stau de fapt și de vedere altcumva. Și mai spun un lucru, indiferent cine încearcă să găsească o altă soluție la nivel teoretic, se izbește de acela vis de la Ava Siret sau de la SGA și s-a blocat proiectul. Deci nu obții finanțarea în vechi și pur. Și fără avizul celor de la Apele Române, ca să fiu mai scurt, nu-ți dă nici mie, nu-ți dă nimeni. Deci blocat proiectul din stat, din fașă. Și de-aia l-am lăsat singur, pentru că fiind și foarte costisitor, fiind foarte și greu de abordat, să nu le complic pe celălalt, să nu fiu poți în situația să blocăm și celălalt idee. Strâns. Aici mai era un și pod, podul ăsta ar fi la Bonțoi, ar fi, care ar fi podul? Unde să... Podul ăsta ar face accesul lui de viață acolo. Da, da, da. E podul de la Țic. Mai da. Exact. Bonțoi e neculat. Am înțeles. Codul ăla trebuie făcut, nu poți să-l ajut. E foarte obturat, dar e mic. Am încercat să găsim diverse soluții, să-l putem rezolva, așa, în ierul din urmă, că și mașina de noi, intră foarte greu acolo iară. Știi bine că ne-am întâmplat astfel de situații și chiar de Ana și de celelalte categorii de autobuz. Codul ăla crează un problem. Și domnul consilier Bonțoi. Și ca să putem realiza podul și cu strada, v-am mai spus și pe fel, l-am lăsat singur, pe o singură dar și proiect, să-și urmeze cursul lui. Că aici încercăm mai multe variante, și cu PNDL-ul ăsta 3, și cu pe fondul de mediu, și cu mai multe. Să-i dau departe, citesc mai departe. Da. În conformitate cu prevederea 173 alineatul 3, litera F, din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economică și socială a comunii, Consiliul Local aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în limitele și în condițiile legii. De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative, potrivit articolului 44 alineatul 1 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. În anul 2021 a fost întocmită documentația tehnico-economică în conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrului al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice în următoarele faze. Elaborarea expertiză tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic, elaborarea documentației de avizare lucrurilor de intervenție, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție care vizează ca elemente tehnico-economice, structurare, valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări. A fost supusă spre analiza Comisiei Economice, constituit la nivelul AT Urbain, obținut avizul favorabil, virgulă indicatorii tehnico-economice, principal fiind prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre, obiectivul general proiectul reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonei, obiective de importanță economică, școală, drumul comunal DC108, DG119, DC108, contribuind astfel la creșterea competitivității acestei zone, fapt ce asigură o dezvoltare și modernizare optimă a localității noastre. Ameliorarea în conformitate cu standardele în vigoare a condițiilor de viață a locuitorilor și ale activităților productive desfășurate în zone, în zona localităților și eliminarea stării de stres. Sprijinirea și revigorarea activităților economice, sociale și turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale. Încadrarea în strategie de dezvoltare a localității rurale. Fundamentarea necesității rezultă din următoarele aspecte. Deci necesitatea realizării acestor obiective investiții. Asigurarea accesului locuitorilor la unitățile, e vorba de toate proiectele, deci asigurarea accesului locuitorilor la unitățile de specific social și administrativ din localitate, asigurarea legăturii cu celelalte zone ale comunelor, ce va duce la o creștere economică substanțială. Conform strategiei dezvoltare locală a Comunei Orbeni, Comuna se va moderniza prin îmbunătățirea serviciilor publice, domeniului agricol și prin reabilitarea infrastructurii necesare pentru creșterea standardelor de viață și îmbunătățirea mediului social și educațional, cu atenție deosebită în asigura durabilitatea acestui proces. Cantitatea și calitatea infrastructurii de transport bazată pe investiții în domeniu, precum și gradul de acces la
Aceasta reflectă nivelul de civilizație, deopotrivă cu disponibilitatea de evoluție și creștere economică. În actualele condiții, este necesar ca dezvoltarea și modernizarea infrastructurii regionale de transport să ia în considerare dinamica redusă a dezvoltării economice în zone unde acest tip de infrastructură este slab dezvoltată. Față de motivele expuse, apreciez legal, necesar și oportun proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții și sunt cele 5 proiecte. O să dau citire și proiectelor de hotărâre sau o să citesc proiectele de hotărâre pentru fiecare în parte. Cum ziceți? Spun. Noi mai bine, da? Că sunt cifre diferite, să eu cum doresc dumneavoastră. Dar e bine să aveți o idee și despre cifre. Să revenim la proiectul numărul 1, care face obiectul modernizării de drumurile de interes local în satele Orbești și Scurea pentru două străzile, două sorbeni, Biserica Cioca, consolidare pot, Chiorcea, Sumănarul, construire, Alver, construire, Damian, construire, Urzicarul, construire. Și participarea cu această investiție în cadrul Programului Național de Investiții Angel Salini, întocmit de subsemnatul, prevederea ordonanței de urgență cu vreme 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții, a normelor care prevăd cum se aprobă acest, cum se derulează această ordonanță de urgență cu vreme 95, în temeiul articolului 136 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ și cu modificări și completări ulterioare, propun. Articolul 1. Se propune spre aprobare valorile actualizate ale devizului general al investiției pentru obiectivul mai sus nominalizat. Această investiție are un total general, valoare fără TVA în zonă, de 16.362.989,58 lei, din care construcții montaj 13.970.216 lei. Se propune spre aprobare participarea cu această investiție în cadrul Programului Național de Investiții Angel Salini. Cam atât. Pentru primul proiect. Și celelalte vi le citesc pe măsură ce trecem la fiecare proiect de hotărâre, ca valoare. În care să aveți o idee. Ele sunt valori estimative, care ele vor deveni clare și definitive în momentul în care odată o să aibă loc licitația, în condițiile în care vom obține aprobarea și, în al doilea rând, în situația în care se va executa acest proiect. Da. Da. Domnul președinte, eu propun așa cum am lansat ideea și domnul primar, pentru că sunt proiecte incipiente sau multe etape de verificare și de discuție în Consiliu, iar studiu de fezabilitate sau privind parametrii tehnico-economici durează până ne vom edifica. N-are sens să citim pentru fiecare proiect și să votăm, așa cum a spus domnul, toate cele 5 proiecte. Pentru da. Citindu-le pe toate. Cine este pentru? Adică să nu mai pierdem timp, pentru că sunt date tehnice care vor intra și vor fi puse în pagină în 2-3 ani de zile, începând de astăzi, vrem să date pagina acestui subiect nu pe multă vreme. Credeți că vreți cum ajunge la congres? Ce vă vedeți? Nu e problemă de congres. Să citească la fiecare. Ce sunt valori estimative. Dar și nu mai dau gândire la propriile de aprobare, pentru că scopul realizării obiectivului este acela. Să dezvoltăm, să trecem în cerța. Așa? Doar cifre pe care îi mulțumesc. Deci, pentru primul proiect de hotărâre, dacă sunteți discuții și ce... Primul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Deci, odată valoarea care rezultă din ceea ce v-am spus eu acolo. Și participarea proiectului se depune la în cadrul acestui program. Haideți că voi da citirii titlului, da? Deci trecem la punctul... Și vă citesc citirii. La 4 suntem. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri de interes local în satele Orbeni și Scurta, străzile Țarnăluz, Brutăriei, Pietriș, Viilor, aici între ședeie 1631, Nicolae Negri, Salcămilor, Luminii, Grigore Bădârcă și Podie Făinești, Cucovei și construire pod Biserica Albă, Biserica Bradului din comuna Orbeni. Valoarea acestei investiții, pe total general, este de 15.623.809,06 din valoare fără TVA, din care ce plus e construcții montaj, 13.371.242 lei.
Deci valoarea pentru celălalt de la proiect. Dacă sunt intervenții cu marginea punctului 4, la ordine de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Dan Moraru. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții. Modernizare drumuri locale de DR 250 și DR 158 și consolidare pot pentru punctul Vadul Chiriții în comuna Orbeu-Județul Bacău. Totalul general acestei lucrări este de 6.249.514,38 lei, din care C plus M 5.371.370 lei. Deci drumul de la Vadul Chiriții cu consolidare pot de 8, care face legătura între 35 și DG 119. Dacă sunt discuții pe marginea punctului 5 al ordinii de zi. Ne dorește să acum. Supunem la vot punctul 5 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Moralizat. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții. Modernizare drumului de interes local în satul Orbeni. Și scurta construire pod, punctul Biserica Capela Domnului Maicii Domnului, în sat Orbin. Inițiator, domnul primar, aveți cuvânt. Da, aici e vorba de străzile pe care le-am enumerat mai devreme. Totalul general acestei investiții este de 12.293.639,80 lei, din care construcții montaj 10.702.016,70 lei. Și aici cuprinde Făinești, Chemoșoși, Țițulăști, Luzi, Gării, Coasta Mori, Talcu, Zanfirești, Mirii, Tineretul, Torului și ce mai fi. Și Gării și Luzi, așa am zis, nu? E bine? Dacă sunt discuții cu marginea punctului 6 al ordinii. Cine este pentru? Spune la vot. Se abține cineva? Dan Moraru. Trece la punctul 7 în ordine de zi, proiectul hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local, strada școlii și realizare pod punctul Bonțoi în satul Scurta, comuna Orbeni. Deci a totul, domnul primar. Ca să vedeți o stradă, ce e cheltuieli bune, e vorba de 22.390.130,68 lei, din care construcții montaj 18.616.345 lei. Ca să vedeți cât e de scump drumul ăsta. Nu face drumul cât rigoană. Cu căi de acces, cu tot ce impune acolo, însuși construirea podului. Dar asta e situația. Astea sunt cifrele, astea nevoile trebuie făcute. Dacă care sunt... altă variantă nu. Dacă sunt discuții din marginea punctului 7 al ordinii de zi, se pune la punctul 7 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Trece la punctul 8 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de către Comisia de Evaluare a Sistemului de Alimentare cu Apă, votată la Comunei Orbeni, cadrul SC Crabresa și aprobarea planului de măsură în vederea îndeplinirii cerințelor pentru preluarea și administrare și exploatare de către operatorul SC Crabresa. În cuvântul domnului secretar. De adresa 5144 din 31 august 2021, SC Compania Regională de Apă Bacău, da? După cum știm și am mai folosit expresia și denumirea atribuită SC Crabresa Bacău, mi-a comunicat raportul întocmit în norma evaluării sistemului de alimentare cu apă în comuna Orbeni de Comisia Tehnică Constituită la nivelul acesteia. Scopul acestui raport are în vedere evaluarea stării actuale a sistemului de alimentare cu apă în comuna Orbeni în perspectiva predării în vederea administrării și exploatării de către operatorul județean cunoscut SC Crabresa. Și investiții care urmează să aibă loc. Și nu mai zic, investiția.
Bineînțeles, realizarea acestei investiții cu tot ceea ce presupune acele extinderi de care știm, creșterea capacității de stocare, creșterea capacității, uneori chiar și înființarea capacității de tratare, de condiționarea și de aducerea ei în parametri, este condiționată tocmai din modul în care noi vom reuși să rezolvăm aceste probleme pe care le prezintă în prezent sistemul de alimentare cu apă în comuna Urbeni, după care, firește, o să aibă loc și predarea către operatorul zonal. Bun, s-a făcut o radiografie a tot ceea ce înseamnă sistem de alimentare cu apă în comuna Urbeni la data prezentei. A fost descris sistemul, da? Proiectantul general al acestea, la vremea la care s-au început în trecut lucrările, general tectonicul, certificatul de urbanism de la nivelul anului 1998, cu proces verbal de terminare în anul 2010, sursele de apă, da, o radiografie a surselor existente cu trăsăturile, știu eu, calitative pe care le prezintă fiecare, orașele existente, în scurt, am urbeni, da, proiectat în specialitate Prohidoinstral, SRL, cu care cu siguranță o să avem destul de multă activitate de acum încolo. Vă spuneam mai devreme că chiar în cursul dimineții am primit, nu știu, cifrele estimative. Estimative, da. Ale expertizei care ar trebui făcute vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă poziționarea sistemului, da? De multe ori și ceea ce implică, pentru că, să știți, operatorul regional ne pune în situația de a lua în momentul în care se constată anumite abateri de la proiect, practic toți proprietarii pe terenul de cărora știu eu, au fost traversate de rețele de alimentare cu apă și să obținem un acord în forma autentică din partea acestora pentru a permite intervenția și nu numai. Dar o să dau citire aspectelor pe care dânsii, în urma analizei făcute, da, pe tot ceea ce înseamnă dimensiuni, capacități, calitate, concluziile la care au ajuns și ele se traduc practic în obiective stabilite și impuse nou pe care noi trebuie să le ducem la îndeplinire. Și anume sunt cerinții minimi, obligatorii, în vederea estimării de către reprezentanții UAT Urbeni a unor termeni și a unor termeni de rezolvare. Și anume, punctul 1, da? Apa din puțul Fora 2 nu îndeplinește condițiile de potabilitate, conținut de fier și mangan. Se pune problema rezolvării potabilității apei. O să citesc un pic mai greu documentul, vă spun sincer, el e parcurs de o dungă. Trebuie să fac cumva să leg cuvintele, dacă nu am făcut la începutul de teorie de învățație de asta. Da. Deci, așa cum a spus domnul secretar, se propune schimbarea lămpilor de raze cu laser ultraviolet cu alte soluții tehnice, deoarece calitatea apei nu se încadrează în stați la parametri microbiologici analizați, aceștia având valori ce depășesc limita minimă admisă de normele în vigoare. Deci acel lemn cu care au fost prevăzut ieșirile din bazin, se pare că nu corespund și nu fac față. Și ne propune să găsim alte soluții tehnice. Nu știu care o fi, o să spună specialiști. Dar niciun sistem de alimentare cu apă în județ n-a făcut față. Ele au fost concepute, au fost gândite la vremea execuției acestui proiect. Vom vedea ce se va întâmpla. Roabiloatele de presiune, robrește vanul la mare, din mare parte, sunt defecte sau nu funcționează. Dar nu funcționează, tot defecte sunt. Noi am schimbat o mare parte din ele. Este cele constatate de către comisie și asta e realitatea din teren. La câtă țeavă s-au schimbat, la câte robinete, la câți robineți, știm foarte bine și împreună și astăzi, uneori îți mai bine făceai din nou. Contorizarea tuturor utilizatorilor și aducerea căminilor la limita proprietății. Parte din ele, dacă nu majoritatea, sunt pe proprietăți private. O să fie mare problemă cu mișcarea lor de pe proprietate privată, pe domeniul public. Nu există studiu hidrologic realizat din HGA București. La punerea în funcțiune a sistemului trebuie întocmit și depus la Avasire. Studiu hidrologic definitiv expertizat de respectiva societate. O altă chestiune, dar care este rezolvată, va aproba delegarea gestiunii. Este aprobarea de lege către mandatare de adib, este așa, se va publica așa declarațiile privind natura juridică a terenului pe care se află bunurile aferente sistemului de alimentare cu apă. Și aici avem un problem. Pentru că parte din conductele care fie tranzitează satul Urbeni sau Scurta, sau de la bazine către puțul de apă, nu-și prea mai au
trece prin proprietăți private și nu mai respectă cele proiectate. Pe proiectul final, din câte s-au verificat, nu s-au fost actualizat ca să arate exact situația reală din teren. Nu există autorizații din gospodările apelor, mediului, sanitară. Se impune întocmirea documentației tehnice și obținerea autorizatului conform cu situația reală din teren și implicit obținerea autorizatului. De aceea este nevoie de o expertiză tehnică asupra întregii instalații, de la care, după care, se pornește. E foarte greu. Dar n-avem de ales. Se va pune la dispoziția Comisiei și CECRAP de către reprezentanții OATR documentația tehnică aferentă sistemului cu documentația aferentă obținerea autorizatului de funcționare în format electric și electronic, după ce se va întocmi. Se va prezenta de către reprezentanții OAT evidența modului de gestionare a apelor uzate menajere profite de la consumatori individuale, căror gospodării sunt dotate cu sisteme interioare de alimentare cu apă, dar fără racord de canalizare. Condiție impusă de CRAP-ul ăsta. Se prezintă, se vor prezenta contracte de furnizare și așa mai departe, se recomandă completarea bazei de date, mă rog, cu abonații, cu toate datele personale care le implică treaba asta. Se recomandă, sau e necesar, înlocuirea tuturor contorilor cu perioada de valabilitate expirată, verificare metrologică a celorlalte contoare montate în instalații pentru completarea bazei de date. Se vor schimba toți contorii care nu sunt clasa C. Și de obținut aviz, visul și pentru tine. Deci, altfel spus, mai așa, mai pe românește și pe înțelesul tuturor. Expertiza asta tehnică, care se va face și de la care vor pleca documentațiile pentru obținerea celorlalte avize, autorizații sau ce mai e nevoie, cred că am trebuit refăcut în totalitate. Din păcate, asta e situația. Dar trebuie făcut. Trebuie făcut. Punem în pericol investiția. Cei de la ANRSC, control care l-am avut de la Botoșani, adică ne-am dus la Botoșani cu toate documentele care le-am avut. Le-am impus și ne-a dat un termen pentru realizarea obiectivelor pe care noi le-am venit ca și măsuri de executat. Și nu mai vorbesc de posibilă la preluare de către CCCRAP atunci ceea ce înseamnă instalația de alimentare cu apă. Dar cel mai periculos e investiția care urmează să apară, care are mare semn de întrebare. Deci, și nu mă mai spun din toate celelalte. Vine DSF-ul, te întreabă tot ce am citit eu aici. Vine mediul, te întreabă ai n-ai. Vine apele române, te întreabă. Vine ANRSC-ul, te întreabă. N-avem ieși altă cale de ieșire, decât să o rezolvăm. Rezultatul imediat care este? Să sunt fiecare cum poate. N-am înțeles. Rezultatul imediat, care este? Să descurcă fiecare cum poate. Mă refer la agenții economici care au nevoie de actualizarea monitorului de analiză a apei. Ce facem cu ei? Dar e obligatoriu la un an de zi și după niște pe instituții publice la 3 zi. Deci noi suntem monitorizați și periodic raportăm cantități de apă care sunt supuse spre analiză și în funcție de ce iasă acolo, să aducă îmbunătățit sistemul de alimentare cu apă. De exemplu, se curăță bazinele, ceea ce se face și în perioada așa mai făcut, să pun pastilea biosol sau nu mai știu ce Dumnezeu acolo, microsol, mă rog, și alte materiale care colaborăm foarte bine cu DSP-ul și cu cei de acolo. Deci oamenii ne ajută, dar sunt lucruri pe care noi trebuie să le facem și unde... M-am referit la agenții economici care nu au acces la discuții, care au obligația de a-și renoi buletinele de analiză pentru obținerea autorizației funcționare. Asta înseamnă că unii se descurcă cum pot sau nu și mai iau. Cum? Vedeți dumneavoastră. Soluția legală care? Ei probe din apa care o ai, la care ești acordat, o duci, ce iasă, cum ți ce iasă, să fac pași următori. Și până acum asta. Toate se întâmplă acum, vedeți? Cum? Ca și până acum, ok. Sunt filtri, nu sunt filtri pentru apă, sunt aparate pentru detonizarea apă. Încă de la început, dacă mi-am inteles și domnul Fandu Pasă confirme, li s-o sugera tuturor celor care vor să devină abonați la rețeaua de alimentare cu apă, pentru că se cunoștea situația și nu obligă nimeni să racordeze la rețea, să-și pună filtre, că sunt în corect, da, filtre sunt care să protejeze sănătatea fiecare dintre noi. Corect.
Nu ați exagerat cu sănătatea. Nu era pericol sănătatea, eu aveam de drum. Deci nu conține nitriți, nu conține... Da, toate se referă la sănătate publică. Asta înseamnă a sănătate publică. Deci apa din acest ingredient la microbiologici, cu lui este corespondent. Nu corespunde de punct de vedere a unor substanțe minerale care depășesc limitele pentru a fi consumate. Și e vorba despre, și am înțeles de mangan, nici n-am auzit niciodată de mangan. Era vorba de calciu, așa scrie tratatul, calciu și fier. Deci stația noastră era o stație, trebuia montată, dar n-am făcut parte din proiect, ci trebuia găsut în stația noastră și rămas atunci. Prețul era prea mare, de 2 miliarde de montaj totul. Era vorba despre o stație de deferizare și de calcifier. Deci, fără fier și calciu, printr-o stație anexă. Și rezolva problema calității la standarde, fără pastile, fără intervenții de chimicale. Fiind apă de adâncime... Pastilele au rolul lor la plăcerea bazinelor de dezinfectant cu care acolo se dată bun de bun și așa. Iar chestiunea cu... Profesorul nu e substanță. Cu tratarea fluorescentă, nu l-o spărat, dar nu știu dacă a funcționat. Ați înlocuit ceva, mai deja a funcționat. Deci noi deja nici nu am găsit. Ele au fost prevăzute în fața inițială. Au fost prevăzute. Dar sunt acolo. De la prima utilizare, lampa fluorescentă a cedat. Și era în garanție. Da, mai bat, noi. Ceea ce a pățit și a doua oară. Ceea ce a pățit și a doua oară. Deci, ce o să recomande cei care se măsură? De aia o să o firmă de specialitate, o să ne oprească ce fac acelalte. Nu vă spălați că dar exagerează pe refacerea întregului proiect, pentru că în 99% de cazuri proiectul corespunde... De asta o să spun expertiza tehnică care se face pe proiect, doar o să o facă cap moadă. Deci noi, constructor, austral, tot proiectul, de ce aș fi spus eu, nu m-a ascultat pe mine, care proiectul 1, da? Dirigente de șantier cu executantul, merg pas cu pas cu proiectul 1, da? Și nu am spus că vrea primarul să o pun pe partea aia la altă, că îi, știu eu, cumătul sau pe partea aia. Deci, nici nu dacă ar fi posibil să intervin în astfel de chestii. În urmare, proiectam care nu știu că trebuie făcută toate, exagerează. Nu o numai lăsă din proiect, este așa cum scrie în răzile pe care le aveți. Am fost nevoiți să corectăm doar porțiunea. Și dar rețineți asta, v-am spus atunci, că din cauza unei erări de proiectare, satul Scruta nu ar fi beneficiat de ea. A greșit la cote, astfel încât creasta dealului pe care ei au prevăzut-o și am mers pe drumul respectiv, pe drumul, pe domeniul public, nu ajungea pe Scruta. Nu trecea la nivelul. Dacă erau alte timpuri, jumătate din ei erau legați, pentru că au greșit la proiectare. Au dat pe cote greșit. Și nu s-au referit la stilul 70, au luat alte cote care le-ar fi ajutat să dea. La finalizarea lucrărilor, toate corecturile astea care s-au făcut, nu s-au actualizat. Nu sunt pe planșele finale la recepție. Motiv pentru care se va lua fiecare planșă, se va merge în teren, se va studia traseul și acolo unde nu corespunde hârtia cu realitatea, aia trebuie reașezată. Îi dăm forma finală ca să vadă exact. De ce nu înțelegi? Că în momentul în care am făcut corecția pe lumea APA, s-au făcut anexe în plin. Pe plan. Sunt anexe la proiect. În care de omul Vondaș, el era acolo, mai știa, care trebuia să fie la pensie. Ceea ce vă spune, l-a spus Saba. Omul să ne ia Dumnezeu să le ierte acolo. Vă rog să-l identificați, sunt astfel probleme. Ceea ce vă spun, dar trebuie să pună capăt. Ceea ce vă spun din discuția cu domnul Vondaș. Că cu el să colaborăm și cu el să facem. Pentru că mi se pare cel mai apropiat de realitate, care știe și ce vă spun eu acum, el o zic. Dar, fraților, știu, la orice nu a fost o mică problemă. Dar o să o facem. Care pe planul corectatul domnul Vondaș. După aia am corectat. Vom vedea. Acolo e porțiunea. Nu cu probleme. În rest, nu trebuie un frate să cerat, să faci toată mers pe domeniul privat. Nu, nici nu există așa. Toată produsul este pe domeniul public. Mai puțin deviația de sus de deviat, traversarea de trecută. Acolo nu am avut altă cale, e că domnul Conta de domnul ăsta. Trebuie corectată cu coada, și că dacă merge, de... și acolo mai am și conducte. Rămâna să ne folosim. E o mică problemă din ce și domnul. Deci, poborârea și alimentarea de la bazinul numărul 2, care merge din proprietăți private. Coborârea și alimentarea unii pe scurtare?
Bazinul 2, de la Orbene. Chiar pe Orbene. Trece prin tablale de la oameni, o ia face dreapta, duce după rând, că am vorbit cu omul. Și după undeva la drum, mă taie exact prin toate bucățele de la oameni și coboară prin Forduiești, prin diverse proprietăți ale oamenilor. Deci nu inventez, eu nu știu când am fost acolo. Eu spun ce spune om, că am studiat problema. Până pe masă aici azi. Sunt câteva locuri, trebuie să corectate. Și pe aici la Biserica Dilem, în loc să meargă, nu știu, pe omul, intra prin grădină la om. Ce ori mai fi? Așa, în inima mea, știi? Câteva bucățări, câteva porțiuni. Acele trebuie să rezolvate. Da, trebuie rezolvate, dar tu faci nimic. Dar sunt... Că ei se... Nu știu, iar, vor... La completează domnul secretar și face foarte bine. Asta e doar o parte din ceea ce înseamnă problemele care au ridicat comisia de evaluare și de inventariere. Documentația care trebuie să stea la baza limitele acelor autorizații, ca să respectăm legea, și de la mediul DSP, APE, știi Dumnezeu mai fi, să leagă de toată treaba asta. Deci un pachet întreg care trebuie rezolvat. Dacă îmi permiteți, la înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, am susținut ideea că va fi un proiect greșit, atât timp cât el nu a fost prevăzut de la începutul cu sistem de reglare automată prin pompe. Sistemul de vase comunicante. Ai auzit de sistem automat de reglare prin pompe? Da, dar toate sistemele moderne care se înființează în localitățile județului. Eu am crezut că asta e comunicarea monitorată. Nu, dacă noi nu vom insista ca în acest proiect la bazine să fie instalate pompe de reglare automată a presiunii, consumul, cum s-a demonstrat în an, va crește, consumatorii se vor înmulți și vom avea probleme cu debitul apei potabile la robinet, așa cum am avut-o an de zile. Susțin în continuare soluția tehnică, modernă, pentru a avea tot timpul 3 atmosfere în coloană, este ca proiectantul să țină cont de instalarea pompelor de reglare automată. Spre exemplu, pompa de la centru, este o pompă care trebuie să fie 4 atmosfere. Nu m-am întrebat la ce a spus, ci cu tine atunci. Deci, pompa de la centru este pentru a regla presiunea. Pentru coloană. Nu este fântâna. Vor fi zone unde... La centru par. Nu e pompă la centru par. Este hidrofor și înțelegi da, da. Pentru că e preia. E o pompă care... Preia din partea de naval ca să o împingă de la deal pentru că nu e așa că ți-a satului configurația. Adică în configurația ulițelor și statelor ne vom trebui să mătă seara peste 10 ani și nu s-a întâmplat acum să nu avem la toți consumatorii apă. Aia eu vă spun, iar presiunea apei, domnul Vici, de 4 ani, nu se regulează din pompă, se regulează de regulatoare. Domnul primar, nici măcar nu am avut, vă rog frumos, regulatoare de presiune, această instalație zvasă. Astea nu au fost regulatoare de presiune, au fost strangulatoare de presiune. Pentru că sunt submensionate, nu e posibil să pui regulator de presiune așa de mic, la o țeamă așa de mare. Regulatorul trebuia să țină cont de diabetice. Sunt aspecte care ține de... Poate doar că de clinică, da. Care noi nu suntem. Important e un lucru. Nu poate nici un gălățeamă de trebuie și stabilită de ingineri. Nu știu de cât de când mă pisepți așa. Partea tehnică. La apă și la sport să fie de toată lumea. Eu cred că... Altfel, de ce am avut, de ce am avut presiune în ultimii ani la consumatorii casnici? Și am rămas în tămasă cu program. În condițiile în care... Pentru că era mare consum, nu mai sunt în linia. Nu mai spun un lucru. Cantitatea de apă de 300 de metri cub înmagazinată în cele două rezervoare, pe măsură ce scade ca și consum, scăzând greutatea din vasă. Dar ne deprece pe vasă comunicante. Nu o să ajungă niciodată, nici la preoteție, în cap. Având pompe, pompele țineam măcar coloana de presiune cât de cât. Timpul de reumbrele a mărținilor care nu vreau să susțin că nu mă pricep. Nu știu cum e treaba mea. Sunt chestiuni care ești tehnicieni, trebuie deci, să... Deci pompa primea semnal electronică scade presiunea pe rețea. Și atunci, repunea pornirea. De la jumătate, mai pornește? Nu pornește. Clocotul ăla clasic. Nu atenționează nimeni când nu mai ia apă în bazin. Asta înseamnă că... La ora 10, noaptea, sâmbătă, toată lumea se spală. Golirea bazinului se întâmplă într-o oră. Când mai umple bazinul? Până dimineață. Pompele dădeau din timp, se sizau într-un traseu, nu sunt 3 atmosfere. Și încercau să oblige pompa să realimenteze bazinul. Noi aveți bazinele la jumate, poate. Pompa pornește doar la centrală și într-o formă care este dată de un senzor care a anunțat. Dar domnule, dar se va regla. Păi cine a reglat automat? Păi automat. Cine a reglat în locinarea celor? Dar nu trebuie locat automat.
nu înțelegeți dumneavoastră. Eu unde să nu ne ducem în altă direcție, că n-are treabă. Deci, sistemul la care faci se referie... Ascultați-mă, sistemul la care faci se referie este funcțional. Nu știu de bate comanda asta, cred că nu am luat un pop aici. Deci comanda care dă nivelul de bazin, de rezerva de apă, către pompă, e funcțional. Deci, în momentul când a scăzut un anumit nivel, el pornește pompa toată. Sunt prea plin ca la ușă. Dar de tot. El vrea să se urmăresc altceva, ca anumite pompe, care să ajute prin presiunea care o formează, funcționând, să ajungă apa pe toate porțurile. Da, are nu-i pompa aici într-o parte din pâncăm, deja. Da, acela acolo, la pompă de care face papir, e un microfon care preia apa și o ajută să o împingă la cel. Dă cu presiune. La vremea erau microfoane, așa nu sunt pompe. Haideți să revenim la subiectul nostru, ca să fie treaba ok. Sunt probleme, dar trebuie să rezolvate. Ce vrei să facem? Dacă nu vreau să vă dau primării, eu puteți să dați cu abonați, mă, nu-ți abonați, mă, nu-i cere pentru... Că a crescut consumul și nu se repliază la rezerva de apă din bazin. Asta e rău. Odată ce scade bazinul, dacă se duce la jumătate, dau un exemplu, apa nu mai ajunge niciodată la carosată. Dar are ce să împing. O împingea pompele, acelui hidrofoare. Dar să vă spun și părerea mea. Da, l-o fi consistent, acolo. Nici puțul nu face față, mai trebuie să mai care cineva cu gălea ta în bazin ca să facă față. Prea primul de la scurta, de ce se duce în părău și nu s-a dus în bazine, jumătate din apă. Maria Baruglio, care nu merge bună de loc. Jumătate de apă să fie în bazine, se duce tot după. Apa asta care vine. Când o oprește, când nu mai rugine. Băi, apa de care vom merge și o ducem cu râu, e un surplus de apă care nu prea mai mult. Dacă era pe care nu apă, dar are nevoie. E un debit foarte mare de apă acolo care ia asta. Deci puțul avea apă. Puțul avea apă pentru sotul. Puțul avea apă pentru sotul. Puțul de la scurta, din fericire, dacă se va întâmpla acest proiect să prindă viață, va fi pus în conservare. Vor fi folate alte două, trei puțuri și construirea unui nou rezervor de 500 de metri cub, la care s-a dat orșelezi. Pardon, existente, care cu siguranță vor face față nevoilor care sunt. Că sunt probleme. Apa este, se pare, de la un la altul, problemă. Acum hai să rezolvăm ce avem de rezolvat, ca să ne gândim ca investiția care urmează a fi implementată să se poată să aibă loc. Da. Da. Dacă mai sunt o discuție pe punctul 8, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Nu se abține cineva? Nu știu ce avea moral. Dar moral nu? Nu ce? Mai aveți o opțiune împotrivă. Dar mă abțin. Sunteți împotrivă? Dar mă abțin. Da. Sau cine să vă fie împotrivă? Trecem la punctul 9 ordine de zi. Proiect de hotărâri privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru filmare și utilizare integrală a ședințelor Consiliului Local Urbien și a evenimentelor culturale organizate în Comuna Urbien. De sub acolo. Da, o să vă rog, domnul secretar, să treacă în revistă câteva elemente. Având în vedere faptul că mi s-a comunicat contractul pe care l-aveam încheiat cu SECE exclusiv Port PSR Onești, pare pe și expiră, să punem problema încheierii unui nou contract vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă înregistrare, difuzare, ședinții de Consiliu, ordinare, extraordinare, deci evenimente care au loc în comună. După cum bine știți, sunt evenimente care de cele mai multe ori implică acțiuni cu școala, copiii. Început de an școlar, sărbă școlarii, acțiuni de Paște, Revion, Crăciun. Se pune problema demarării procedurilor pentru încheierea unui contract de prestări servicii în vederea filmării și difuzării integrale a ședințelor Consiliului Local Orbin și a evenimentelor culturale organizate în Comuna Orbin, județul Bacău. Voi da citire proiectului de hotărâre. Având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Orbin, raportul compartimentului de specialitate, în conformitate cu prevederile legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, prevederile hotărârii de Guvern numărul 123/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 544/2001, prevederile legii numărul 52/2003 privind transparența decizională la administrația publică, prevederea articolului 138 aliniatul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, caracterul public al ședințelor Consiliului Local este dat de posibilitatea cetățenilor cu domiciliul unitatea subunitatea administrativ-teritorială
respectivă de a asista la ședințele Consiliului Local și sau de a le urmări pe internet în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Având în vedere prevederea articolului 138 aliniatul 1, care prevede că ședințele Consiliului Local sunt publice, în temeiul articolului 136 aliniatul 1, 137 aliniatul 1, 139 aliniatul 1 din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei Orbeni prin utilizarea mijloacelor de electronice de comunicare. Articolul 2. Ședințele Consiliului Local al Comunei Orbeni sunt publice conform articolul 138 aliniatul 1 din codul administrativ al României. Iar pentru a asigura caracterul public al ședințelor, acestea vor fi transmise public de către operatorul autorizat și vor fi stocate atât pe suport magnetic, respectiv publicate pe internet, astfel încât să poată fi vizionate cel puțin 48 de luni de la data la care acestea au avut loc. Articolul 3. Înregistrările video sunt publicate în termen de 72 de ore de la desfășurarea acestora. Articolul 4. Se împuternicește primarul Comunei Orbeni să demareze procedurile necesare în vederea încheierii și semnării unui contract de prestări servicii pentru filmarea și difuzarea integrală a ședințelor Consiliului Local Orbeni și evenimentelor culturale organizate în Comuna Orbeni, județul Bacău. Articolul 5. Prezenta hotărâre poate fi contestat în temeiul și condițiile legii 554 de 2004 privind contenciosul administrativ. Articolul 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Orbeni, compartimentul financiar contabil din cadrul primăriei Comunei Orbeni, cu justiție prefectului județului Bacău și va fi făcută publică în condițiile legii. Da, așa cum ne-am obișnuit și în ultima vreme, majoritatea evenimentelor care au avut la Consiliu, atât ședințele de Consiliu, cât și celelalte culturale și de altă natură, au fost înregistrate, au fost postate pe internet, pe YouTube, mai exact, în prima fază, au fost stocate ca și informații pe suport magnetic și le avem pentru cei care doresc să le verifice, să le vizualizeze, sau nu știu ce Dumnezeu mă vor. Cred că și în continuare e nevoie ca publicul, ca cetățenii pe care îi reprezentăm noi aici, în ceea ce facem, să fie la zi cu toate informațiile și să aibă habar de deciziile care să iau. Pentru că faptul că o să-i ne informăm firește și prin alte metode și mijloace, dar cred că e mai la îndemână ca prin astfel de înregistrări toate informațiile să ajungă la timp în casele tuturor. Da, cred că este necesar ca să mergem mai departe cu un contract de servicii, să demarăm procedurile care se impun, să, ca treaba să meargă în continuare. Dacă sunt din partea dumneavoastră, dacă nu greșesc, înregistrarea de azi se transmite live. Da, dar nu va fi în caracter permanent. Ok, dar am vrut să fac precizarea asta, că tot ce vorbim noi aici, deja cei de acasă pot urmări și uneori să mai pot și minunat de ceea ce mă rog aici. Da. Da. Dacă sunt discuții, dacă aveți și dumneavoastră la altul părere, propune. M-am schimb și eu la cuvânt, dar... Să văd dacă mai rămâne timp și pentru tine. Păi asta. Este cel mai mic. O, te mai plânge. O, te mai plânge. Hai, dumneavoastră-ne. Zic. Domnul Morara, aveți cuvântul. Mulțumesc. Salut ideea renoirii contractului cu un prestator de servicii de exclusiv sau care fi exclusiv. Este foarte bine. Cetățenii au început să vadă, să vizualizeze cât mai mult ce vreau să local, deși probabil nu au curaj să vină și fizic treaba lor. Dar sigur au foarte multe întrebări pe care mi le-au transmis mie să le adresez o eventuală ocazie pe care o am astăzi. Nimeni nu muncește degeaba. Probabil ar trebui să știm și ceva detalii din contract, cât ne-a costat... 670 de lei. Pe ședință, pe lună, pe... Ori de câte ori este nevoie, deci prețul este că vine odată că vine de 20 de ori, același. Cu precizarea că nu punem TVA, este firmul neplătitoare de TVA, deci nu se adaugă pe la el, 670. Aveți așa puțin cu clienți? Da. Da, e un preț foarte rezonabil. Da, și eu un aspect care vreau să mai atenționez. În proiectul de hotărâri nu am regăsit, din ce s-a citit, și filmarea pentru ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă vă dați seama, o să răspund, domnul președinte, că de-aia am și venit astăzi. Noi filmăm în 74 de wattheuri la ora actuală. Vă dați seama că noi nu avem posibilitatea și la prețul ăsta, dar și ca timp, să venim la ședințe extraordinare sau de îndată, sau la comisii. Pe mine interesează în principal ședințele ordinare, unde sunt dezbateri mai ample, unde cetățeanul poate afla lucruri importante, proiecte și așa mai departe. Deci, scopul nostru este de a fi mai aproape de cetățeni. Feedback-ul pe care îl avem din comune este foarte bun, dar vă dați seama că nici nu ne angajăm, nici nu ne dorim să creștem acest preț, să venim cu alte servicii suplimentare. Domnul primar foarte bine a precizat, venim de câte ori este nevoie, dar ne referim la ședințele ordinare ale Consiliului Local și la celelalte acțiuni culturale, sociale și așa mai departe. La comisii, din păcate, eu zic că nici nu este oraș, nici corect ca noi să participăm. Nu știu dacă e caracterul public al comisiilor, chiar nu am idee, dar ideea este importantă. Aveți și dumneavoastră bucătăria dumneavoastră internă. Noi dorim să prezentăm ceea ce este mai important, cum procedăm de altfel în toată oatele, inclusiv la Consiliul Județean. Ședințele ordinare sunt cele care sunt cele mai importante. Iar cele de îndată, vă dați seama, de la un să vin în 20 de minute sau într-o oră, este aproape imposibil. Cu referire exclusiv dar la comisii, la ședințele de comisii, pentru că cetățenii plătesc totuși serviciul nostru. Și serviciul la comisia însemna să dublăm prețul. Ori noi nu dorim să îngreunăm bugetul. Știți foarte bine că orice buget local are o limită. Mi-a zis, domnul, merge pe un plafon minim de servicii. Pe de o parte, cetățeanul să fie informat, pe de altă parte să nu solicităm, cum fac alți colegi, nu știu, la Pacău, care cer 5 pe 20 de milioane. Ar fi, din partea noastră, un lucru imoral să ne gândim doar la asta. Noi ne gândim la informarea cetățenilor. Deci, la comisii chiar nu o să aveți. Domnul primar, aveți și alte oferte din partea altor societăți? La prețul ăsta nu găsesc nicio televiziune. Așa, de 5 pe 20 de milioane? Da, dacă doriți, se poate. Da, deci eu propun un amendament în proiect de hotărâre. Găsirea unei soluții pentru ca ședințele pe comisia de specialitate să fie filmate și aceleași condiții ca și la ședințele ordinare sau extraordinare. O soluție, desigur, trebuie discutată tot între noi. Dar propun amendament și soluție există. Soluție există. Și arată în felul următor. Să achiziționăm noi așa ceva. Eu am întrebat înainte, da. Am întrebat dacă are și altă variantă. Păi nu, atenție, ceea ce poate nu s-a precizat până în momentul de față. Primarul Comunii Orbeni și dau citiri proiectului de hotărâre exact cum sună el, zice așa. Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru filmarea și difuzarea integrală a ședințelor Consiliului Local Orbeni și evenimentelor culturale organizate în Comuna Orbeni și Județul Bacău. Nicăieri în conținutul acestui titlu nu se spune că contractul se va încheia cu exclusiv TV. Atenție! Noi avem în sală acum și în toată perioada asta un operator care și-a făcut treaba. Da? El, ca toți ceilalți operatori, da? În funcție de criteriile stabilite, va fi luat din SICAP firește la prețul cel mai bun. Că fiecare își susține oferta și ați văzut, există oferte și de 6 și de 5, da. Exact. Dar acum revin la ce m-ai întrebat. Ca să filmăm și ședințele alea, trebuie noi să avem echipamentele ca să facem filmarea asta. Plus operator. Doi la mână. La un moment dat, ok, ai informația, trebuie să faci ceva cu ea, trebuie să o pui undeva. În prețul ăsta dânsii pun informația la locul ei. Doi, noi ca și cheltuială făcută ne putem justifica pentru că am și pe suport magnetic. Am inclusiv proces verbal de recepție făcut pe filmare. Pe în câmp, pe la școală, pe pe deal, pe în sala de ședință unde o fi, să predă suportul fizic. Te justifici inclusiv față de Curtea de Conturi. Puteți pus un abonat cu amendament, să vă supune la lăsat și mergem mai departe. Da, deci oamenii au venit să urmească necesitatea filmării și comisiilor de specialitate, ședințelor de comisii de specialitate. Dacă colegii mei sunt de acord să fie filmat ședința, dacă nu, nu. Supunem.
Mai publicăm. Revin la întrebare. O să ne lăsăm din discuție. Dar mă întreb și chestiunea ridicată de domnul Eugen Ungureanu. Ședința de comisie are caracter public? Da. Da? Da, nu. Dacă îmi permiteți, nu se filmează nicăieri în județul Bacău. Eu v-aș fi dat cu mare drag informație. Am considerat că la bugetul care are și la ce este, este suficient. Ședința în plen, discutăm ce avem de discutat, temele și ocazionele. Da. Da. Totuși, încă nu văd de ce atât să ne ascundem. Dar eu mă rog, ești opus, o să pun la poate și mai de copii. Toate sunt importante. Toate sunt totuși, importante. De-aia te șapții, că toate foarte importante. Oamenii au hotărât așa. Oamenii plătesc. Da. Supunem, propunem asta. Supunem la vot propunerea domnului Moraru. Cine este pentru? Domnul Moraru. Se abține cineva? Împotrivă? 12 vot. Supunem la vot și... Apoi haideți să mai facem un lucru, da? Nu știu, mai sunt discuții, mai sunt opinii. Întreb. Deci, înainte de a epuiza la nivelul ăsta acest subiect. Eu cred că dacă totuși ședințele de comisii sunt publice, așa cum toți colegii mei susțin și cred că așa este, trebuie să găsim o soluție locală. Știu eu. Nu sunt și alte, că sunteți mai ieftin. Da, domnule, asta v-a hotărât. Un telefon mobil nu știu eu. Și președinte din comisie v-a hotărât dacă e publică sau nu e publică. Dacă e publică sau nu e publică. Dacă îl poate. Gata, deci și publică și aia. Dacă are nevoie de domnul primar să asisti, îl va chema, dacă nu, nu, să meargă la discuții. Dar pe plan local nu putem găsi o soluție. Nu se poate zice că fiecare în cadrul comisiei fiecare. 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 Se pare cum s-a înțeles. Ba, da, fiecare în cadrul comisiei decideți ce veți face. Da. Vreți să fiți filmați? Nu aveți decât să fiți filmați. Vreți da. Să fiți publicat o jucăție? Nu aveți nicio treabă. Noi am venit cu o propunere destul de clară să menținem același lucru pe care l-am menținut și până astăzi cu ședințele în plen și cu cele activități culturale. Și dacă se dă bani pentru cine vrea să fie vedetă, pentru să mai dă bani. Fiecare decizie pentru lui. Dar ați menționat acest verbal? Ați menționat acest verbal? Știți ce? Uneori avem tendința să transformăm în cer ceea ce mai facem noi. Aici se vadă lumea cât de duchier suntem noi sau cât de aici. Cât de mult ne preocupă problemele oamenilor. Corect. Poate vă referiți la consilierii de PSD. De la prima zi ai fost pus pe scandal și pe hartă și pe nici de cum îi găsirea unor soluții dacă trebuie să facem treabă. Asta am încercat și acum printr-un amendament și l-ați ordonat consilierul să nu voteze. Păi, dar asta înseamnă conlucrare înseamnă poate tuturor consilierilor o părere din fiecare dat. Am avut o părere votată cu pro, deci sunt consilierul. Toate lucrurile ar trebui să fie consultate, nu complicate. Automat. Să revenim la ordine de zi, că deja am fost creat. Totuși președintele hotărăște asta, la ședință, nu primar. I-am recomandat. Apropo, de exact propunerea dumneavoastră pe care a notat-o domnul secretar. Altceva ce mai trebuie? Întrebări. Următul fără. Ce se întâmplă? Ești tu președinte de ședințe și ai să spui exact ce ai spus. Nu, am să fie... Următoare ședință, când o să fie, dacă o să fie... Păi, trebuie să-ți vină rândul. Stau cu bună, dar să fie pe masă, mă vezi. Da. Deci, supunem la vot punctul 9 al ordinii de zi. Cine este pentru? Da. Se abține cineva? O dată. Împotrivă? Da. Trecem la punctul 10, ultimul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de realizare a vestibulului de investiții, amenajare, Scutie interioare, școala primară numărul 3, Scurta, din sat Scurta, comuna Orbeni. Vedeți, vă rog. Da, așa cum am spus și de la începutul ședinței,
Având în vedere adresa școlii gimnaziale numărul 1 Orbene, reprezentată de domnul director profesor Pisecariu Gheorghe Silviu, adresa numărul 4135, prin care solicită primării și Consiliul Local Orbene sprijinul financiar pentru amenajarea curții interioare a școlii primare numărul 3 Scurtă. Obiectiv necesar pentru creșterea siguranței confortului elevilor în recreație, în cadrul activităților sportive și școlare, care se vor desfășura în aer liber, vin în fața dumneavoastră, Consiliul Local, cu propunerea de aprobare, demararea procedurilor pentru realizarea acestui obiectiv. Starea actuală a curții școlii primare numărul 3 Scurta nu este adecvată de desfășurării în condiții de siguranță a activităților școlare, iar lucrările pe care ne propunem, care propune să aibă loc, ar consta în amenajarea suprafeței de circa 600 de metri pătrați, o parte cu spațiu verde, cam în jur de 150 de metri pătrați, și 550 de metri ce vor fi pavați. Sumele necesare pentru realizarea acestui obiectiv, așa cum am mai spus, provin din economiile care s-au făcut la alte capitole bugetare, și din sumele alocate de către Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale. Pot să dau citire și proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de realizare a obiectivului de investiție, amenajare curtei interioare, școala primară numărul 3 Scurta, având în vedere referatul de aprobare la proiectul de demarare a procedurii de realizare a obiectivului de investiție, amenajare curtei interioare, școala primară numărul 3 Scurta, având în vedere adresa 4135 a școlii gimnaziale numărul 1 Orbe, având în vedere legea bugetului de stat numărul 15 pe 2021, legea educației numărul 1 pe 2019 cu modificările și completările ulterioare, legea 571 pe 2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de prioritățile de finanțare, conform strategiei de dezvoltare economico-socială a Comunei Orbene, a politicilor fiscale și bugetare, precum și a priorităților stabilite în formularea propunerilor de buget, asigurând dimensionarea cheltuielor în limitele veniturilor, propune spre apropierea Consiliului prezentul proiect de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiție, amenajarea curții interioare, școala primară numărul 3 Scurta, din satul Scurta, Comuna Orbene, județul Bacău. Articolul 2. Suma estimativă alocată pentru realizarea acestui obiectiv este de 125.000 lei și provine, așa cum am spus, din sume alocate din CJ Bacău pentru echilibrare și din sume rămase din cheltuite la alte capitole bugetare. Articolul 3. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2021 conform anexei la prezenta hotărâre. Primarul, prin aparatul de specialitate, va duce la nivel prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi transmisă instituției prefectului prin grija secretarului general Comunei Orbene. Da. Cam asta ar fi legat de acest obiectiv, de acest prezent. Dacă sunt discuții, pe marginea punctului 10. Da, cred că știți, în linii mari, cum arată curtea acum, și la începutul anului școlar, la deschidere și pe parcurs, a mai fost discuții cu care didactice, cu părinții, cu copii și au, comparând cu ceea ce s-a întâmplat la Orbeni, au considerat că e de bun augur ca acest obiectiv să realizeze și la școală. Motiv pentru care facem demersul ăsta. Acolo ar trebui, aceasta de aug, într-adevăr, este necesară pregătirea curții, mai ales că avem, nu este chiar așa de mare spațiu, avem și un puț forat care probabil ajută acea curte betonată sau eu știu cum o să fie încât să nu da, să protejeze, dar ar fi bine de luat în calcul, având în vedere spațiul mic care merge până în spatele școlii, dacă s-ar putea face, spre exemplu, colectarea apei pluviale și scoase la limită, eu știu, șanțurile care... Rezultatul are cum așa într-o primă fază și soluția asta tehnică, ca undeva de partea dintre... Ce mi s-a adunat? Stânga... De la nord, de la vest. Stânga, cum primit. Da. Să se facă o rigolă, ca panta care o să dea să vină pe rigolă cu traversarea drumului de Chioșanț. Pentru că este foarte mare debitul de apă de prin... un motiv în plus să realizăm obiectivul ăsta, indiferent cu pavaj sau cu așa, dar pavajul cred că e cel mai ok. Să îndepărtăm apa de acel put, când plouă mai abundent, pământul și tot ce e acolo, așa cum el a așezat, duce apa în put și colo... Acolo,
da, trecând calitatea, o duce în școală, devine apa maru. Dar dacă s-ar face trotuare și să fie colectată prin țevi și dus la limita proprietății, fără rigori... Și dacă este o soluție tehnică odată ce o să dăm drumul la procedura asta? Că vine foarte mult da. Cu siguranță vor găsi soluții care să realizeze. Este nevoie maximă acolo. Mai ales pentru menținerea pavimentului curat. Fie la parcă. E un număr de copii. Dacă ne ducem acolo și să vedem, nici nu încap în toate sările. Până mai ieri erau nevoci că degeaba am avut școală. Acum nu încap. Și când s-o duce toți cu mizeria de prin curte, de prin piatră, praf, noroi și mai ieri acolo și o duc în școală, nu o stricat să strică poate. Da. Nu încearcă să găsim soluții tehnice cele mai bune ca să iasă treaba cum trebuie. Da. Cred că ați văzut aici la ordine. Că și calitate. Dacă spațiul va permite pentru această amenajare să țineți cont capul la și grădinița, cele patru grupe de studiu, minim unul, două echipamente pentru ei și să țineți cont accesul lor să fie circuitul separat de cel al școlarilor, pentru că DSP-ul va crea mari probleme dacă vor constata că copiii vor intra pe aceeași cale de acces. Să încercați de la început să reușiți să delimitați întrebările. Delimitarea nu are legătură cu proiectul ăsta. Părinte, i-am zis că poate... Avem o vedere, am discutat și cu cei de acolo, deja intrările sunt separate. Numai calea de acces trebuie departajată cu un gap, dar dacă nu o să pareze toată curdea, e mai ușor decât asta, dar avem o singură alegere. Aleea va fi desfințată și vor fi locuită cu pavele. Și atunci o să apară și gardul care vor dirija copiii de pe ei. La DSP o să nu autorizeze funcționarea grădiniței. E autorizat. Dacă mai sunt discuții pe marginea materialului, punctul 10, să punem la vot punctul 10 la ordine. Da, de DSP. A, e un numărat. Scuzați să mai întâlnim. Am înțeles la școala numărul 3 că ar fi proprietăți în spate care nu mai au acces pentru ieșit. Din vin, din ce mai au dăși pe acolo și ar fi bine să luați în considerare și o cale de acces pentru ei, dacă se întâmplă. Nu cunosc exact situația, doar știu că s-au plâns în mulți oameni. Iar atâtea nevoi și atâtea, cred că necesită și bani. Că dacă ne amintim la școală numărul 1 urbeni, s-au cheltuit vreo 3 miliarde și ceva, păi vor se apica vechi. N-am vrea și la scurtă să fie la fel. Eu zic să suplimentăm cei 125.000 cu cei 20.000 care erau repartizați pentru grupul de noi, care bănuiesc că încă nu sunt demarate procedurile. Să le dăm o utilitate pentru nevoile speciale, care trebuie să actualizate. Da, deci, ca un amendament, cei 20.000 din bugetul aprobat pentru gropile de gunoi să fie alocați bugetul de consolidări, curții, școli numărul 3, scurta. Dar nu e nevoie să afectăm bugetul, tu-i seama. Banii rămân acolo până când mișcăm procedura, suntem în sus să vedem ce suprafețe de interes care trebuie identificate, iar proiectul ăla rămâne în continuare în modul mare. Trebuie să rămână. Asta înseamnă mai trebuie să definim și doar pentru să nu-i găsim alt loc, nu? Dacă nu se fac astea. Eu am propus pentru ceva util. Dacă va fi altceva... Deocamdată nu e nevoie să afectăm bugetul pe zona respectivă cu cele două platforme de bune. Ăla e încă... Eu doar îmi doresc că o sumă mai mare de bani să face ceva mai mult decât cu vopsea pe garbeti. L-am zis nou la școală. Ți-aș recomanda, înainte de a mânca cu din alte informații în astea, ca să nu zic că ești prost informat, n-au fost cheltuiți mai mult de 3 miliarde și nu s-au luat de 3 miliarde vopsea pentru un garbeti. Eu știu ce s-a votat. Eu știu ce tu înțelegi, ce ai felul tău de a înțelege și de a scoate trăznăi din astea în spațiu public, așa. Că îți place lucrurile astea, probabil, duci lipsa. Nu mai faceți acuzații nefondate. Nu se pare că tu vii puțin astea, nu eu. Eu spun că s-au cheltuit mult mai puțin de 300 de lipsuri. Eu vreau să luăm și eu cuvânt să fie ceva pentru comunitate, nu sunt bun. Dacă sunt împotrivă, ea nu sunt bun. Eu
fiind potrivă, dar constructiv. Dacă vă încălcesc atât de mult, că nici nu mă lasă să vorbesc. Plec și gata. Dar cât îs aici, și încă mai am legitimația, am buzunar, lăsați-mă să vorbesc. Nu pot duce vreau să fie ca și ședința Consiliului Local cu conducerea mea președintele. Dar să fim serioși, dar gata, cât îs pe stradă, sunt Dan Morar, cum îs eu, ce o sunt eu, dar cât îs aici. Tot de mine mă acuzați că fac ce... Poate oamenii asta vor să înțeleagă, dar la asta ni se impune să înțeleagă. Da. Adică de cei de la putere. Vă mulțumesc. Dacă la punctul 10 mai dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu se pune la vot punctul 10 a ordinii de zi, cine este pentru? Înainte de amendament. Amendament. S-a anunțat. A se pune la vot. Se pune la vot amendamentul domnul Moraro. Citiți-vă, vă rog să citiți, poate. Mulți n-am înțeles, că ne-am certat mai mult decât să facem ceva. Deci, prin amendamentul propus, s-a solicitat suplimentarea sumei alocate de 125.000 de lei pentru efectuarea acestui obiectiv, care chiar el a constituit obiectul acestui punct al ordinii de zi, cu suma de 20.000 de lei, da? A fost menționată sursa și anume acele două gropi de gunoi care se doresc a fi construit în comună oră. Deci, practic, se ridică această întrebare. Sursa care a fost alocată în buget. Inițial, corect. Se pune problema dacă dumneavoastră, aici de față, sunteți de acord cu mutarea acestei sume de 20.000 de lei și suplimentarea ei, adăugarea la suma existentă care se dorește a fi aprobată de 125.000 de lei pentru efectuarea acestei investiții. Și anume, amenajare curții interioare Școala nouă, cred că s-a scurt acum în ordine. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul Fanco, se abține. Împotriva? Un sfârșit. Am terminat cu ordinea de zi. O mențiune la mine. Consider că suma alocată este suficientă pentru atingerea obiectivului modernizare curte integrată cu ala numărul 3. Iar dacă am luat bani și am mutat din punct de vedere bugetar, de reușim să obținem finanțare pentru cele două grupuri, legitorul întreabă sursă de finanțare pentru demararea proiectului. Ne-am mai avut buget acolo alocat, riscăm să pierdem cele două grupuri. Că nu am prins niciun punct de demarare. Vom vedea, sperăm, e posibil pe axa de mediu să ne trezim că sunt eligibile pentru finanțare. Eu urmăresc aceste sume până la finalul bugetului. Le urmăresc să văd unde se duc. Spre gropi se vor duce, nu? Așteptăm să ducă spre gropi. Dacă nu s-a dorit să ducă spre amenajarea curții copiilor de la scuola numărul 3, nu că nu se dorește. Suma alocată de consider că e suficientă. Pentru prima etapă. Nu are rost să suplimentez bugetul inutil. Dacă vine nevoie. Dacă o fi nevoie, nu suplimentează. Cu ce le vor să știu? Mii, să fac un an. Nu se vede. Nu se vede. Nu se vede. Mulțumim.